O seară frumoasă și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute cu adevărat să fie o seară a schimbării și a transformării vieții noastre, o seară despre Hristos, o seară despre ce este El în viața noastră și de aceea vă rog să deschideți Biblia în 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 9 până la versetul 19, pagina în Biblie 291, 1 Samuel 1 la versetul 9. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shiloh, preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din șorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele se le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este biată și a zis: până când vei fi biată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns: nu, Domnul meu. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-au făcut să vorbesc până acum. El a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Ea a zis: să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Amin. Doamne, te rog să binecuvintezi acest cuvânt în inimile noastre, te rog să-l binecuvintezi în viețile noastre și ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să-l trăim în fiecare zi din viața noastră. Amin. Vă invit să vă reașezați. E o seară deosebită pentru mine, îi mulțumesc Dumnezeu că pot să îl slujesc în mijlocul vostru și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți o echipă tare faină aici, tot timpul a fost frumos la voi la tineret și mă rog ca Dumnezeu să umple locul ăsta cu Duhul Sfânt și pe urmă va fi plin și de tineri, să știți. Amin, Damin, m-ați încurajat puternic cu aminul ăsta. Mulțumesc, Daminul ăsta puternic. Până la urmă, asta e realitatea, să știți că matematica lui Dumnezeu e diferită de a noastră. Oricât ce am face noi până la urmă, orice, de câte ori ne-am dat peste cap, oricâte proiecte am face, dacă Dumnezeu nu binecuvintează ceea ce facem noi, e doar așa, frumos. Dar transformator, un lucru transformator e atunci când Dumnezeu se implică. Și mă rog ca Dumnezeu să implice în locul ăsta și să implică. Amin. Mulțumesc Domnului pentru timpul de închinare, pentru mine a fost suficient. Eu aproape că mă pot duce acasă, nu mă trebuie să țin o predică acum. Vă promit că nu-s lung, dar aș vrea să vedem până la urmă dacă Dumnezeu ascultă rugăciunile. În final, care e rugăciunea aia pe care ascultă Dumnezeu? E foarte important de notat. Atunci când ne rugăm, nu e atât de important ce se întâmplă în jurul nostru când ne rugăm sau ce se întâmplă pentru noi, ci ce se întâmplă în noi. Și notați bine lucrul ăsta. Pentru că atunci când te rogi, nu vorbesc de pomelnic în care rostim câteva lucruri, câteva nume, câteva proiecte, câteva vise, câteva planuri, ci vorbesc de rugăciunea contopirii noastre, în acel moment a îndumnezeirii noastre, noi și Dumnezeu. Ceva întotdeauna se întâmplă. Și dacă nu se întâmplă în jurul nostru cum vrem noi, sau după cum ne-am rugat, am spus că Dumnezeu ne ascultă, corect? Dacă sunteți de acord cu mine, clipiți mai des, să știu dacă e adevărat, se întâmplă asta, nu? Dar vreau să vă spun un mare lucru. Dumnezeu întotdeauna ascultă rugăciunile și dacă rugăciunile nu sunt după voia Lui, Dumnezeu schimbă rugăciunile. Dar vreau să rămâi cu ceva în seara asta foarte important. Când te rogi, repet, când te rogi, întotdeauna se întâmplă ceva. Și cel mai important ce se întâmplă și mi se întâmplă e că ce schimbă Dumnezeu în mine prin rugăciune. Ce schimbă viața mea, pentru că niciodată
Dar niciodată când mă ridic pe genunchi sau când închei timpul de rugăciune cu Dumnezeu, nu mai sunt același. Sau n-ar mai trebui să fiu același. E momentul cel mai intim dintre toate disciplinele spirituale, cel mai intim moment între mine și Dumnezeu. E momentul în care îi vorbesc eu și, foarte important, notați ce îți vorbește Dumnezeu în timpul rugăciunii tale. Noi avem un calup de rugăciuni cu care venim de ani de zile și bine că le scrii acolo să nu le uiți. E foarte important că atunci când te rogi, uneori să taci tu mai mult și să vorbească Dumnezeu mai mult. E important că atunci când te pleci pe genunchi, acum vreau să mă înțelegeți bine, ca și păstor am avut o felul de experiențe, m-am și rugat cu cineva, eu am început să doarmă când m-am rugat eu, deci, adică în timpul rugăciunii se întâmplă minuni și în sensul ăsta. Bine că eram pe genunchi, dacă era în picioare cădea jos, nu știam ce să mai fac cu el. Bun. Întotdeauna când te rogi, e important ce schimbă în tine rugăciunea. Și ar vrea să te întrebi asta. După ce te-ai rugat 5 minute, 10 minute, pe ceas, pe lângă ceas, în obișnuință, cum vrei tu, ce o schimba rugăciunea asta în mine? Știți, noi am vrea ca Dumnezeu să schimbe oamenii în rugăciuni și ne rugăm pentru asta, să schimbe lucruri, să schimbă și mașinile, să pornească și mașinile, dacă l-ar putea repara Dumnezeu după ce ne rugăm noi, să schimbe, să oprească soarele în loc, ne rugăm pentru lumea asta, ne rugăm pentru alții, ne rugăm ca Dumnezeu să facă atâtea lucruri. Dragii mei, cel mai important lucru care ți se poate întâmpla e ce schimbă Dumnezeu în tine în timpul rugăciunii tale, numai tu cu El, pentru că ce se întâmplă aici e doar ceea ce aducem noi de acasă, ceea ce se întâmplă aici într-un mod public. E suma rugăciunilor noastre de acasă. Rugăciunea, cine se roagă acasă, se roagă așa aici. Amin. Cine cântă acasă, oricare ar fi cântare, o cântă aici. Se bucură pentru că omul ăsta vine încărcat. Cine se rugă acasă, simte prezența lui Dumnezeu și omul ăla, de fapt, e purtător de Dumnezeu. Toți îl purtăm pe Domnul în inima noastră. În momentul în care ai o relație autentică cu Dumnezeu, o relație vie cu Dumnezeu, în momentul ăla lucrurile astea se simt. Nu trebuie să le spunem, nu trebuie să le argumentăm, nu trebuie să ne lăudăm cu ele, ci lucrurile astea se simt și oamenii simt că, de fapt, ești un om care vorbește cu Dumnezeu despre oameni și cu oamenii despre Dumnezeu. Și lucrul ăsta schimbă vocabularul tău și lucrul ăsta schimbă viața ta, schimbă planurile tale, schimbă visele tale, schimbă, dacă vreți, năzuințele noastre, schimbă obiectivele pe care le avem, pentru că totul ce se întâmplă în timpul rugăciunii e acel bine pe care unul nu-l dorim noi, dar e binele suprem al lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru că Dumnezeu știe mai mult decât mine, decât noi, oricare de noi, care e binele de care avem noi nevoie. Nu sunt cauzele cu care vii la biserică, nu sunt cauzele pe care le scrii pe un bilețel, nu sunt cauzele pe care le trimiți la radio să se roage oameni pentru tine, nu sunt cauzele pe care le spui altora, ci sunt adevăratele cauze pe care le ai și numai Dumnezeu le spune asta. Și asta le spune în tăcerea aceea a rugăciunii, în care vii și spui: Doamne, te rog, vorbește-mi în timpul ăsta de rugăciune. Îmi închid telefonul și oricum mă fac încă o paranteză. Oricum, adică rugăciunea are o introducere întotdeauna. Și adevărata rugăciune e după ce treci de introducere. Nu știu dacă vi s-a întâmplat treaba asta. Și la unii introducerea ține o oră. O oră tot se adună înapoi. Adică începi: Doamne, te rog să binecuvântezi pe Mărioara. Și când ajungi la Mărioara, te gândești: bă, am închis aragazul. N-am închis aragazul. Doamne, ia, bun, n-am apoi. Doamne, te rog să binecuvântezi pe Mărioara. Când treci de Mărioara, ajungi la Vasile. Când ajungi la Vasile, zici: bă, stai, pornește mașina mea azi. Cât de ceas oare, știi? Dar tu te rogi în timpul ăsta. Și te mai gândești: vin pruncii la mine azi, coace cuptorul, reușesc să-i fac de mâncare. Ce fac? Ce? Înțelegi? Nu, astea sunt introduceri, oameni buni. Când reușesc să depășesc toate momentele astea, ascultați-mă, vă rog. Abia atunci începi să te rogi. Vă rog, încercați acasă. Nu știu cât durează introducerea asta, dar tot timpul, din păcate, e o introducere în care, iertați-mi expresia, ne exorcizăm, dacă îmi permiteți, singuri, în care scoți toate frământările, toate nebunile care le-ai în cap, ca să, cu adevărat, te poți conecta cu prezența lui Dumnezeu. Și ascultați-mă bine ce vă zic. Lucrurile se pun în mișcare când oamenii se pun pe genunchi. Oamenii, când se pun pe genunchi, coboară Dumnezeu acolo. Și, dragilor, dacă avem nevoie, ca generația despre care Adi spunea, dacă avem nevoie de ceva asta, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu e dincolo de studiile noastre, dincolo de școlile noastre, dincolo de relațiile noastre. E momentul acela în care, de fapt, tu și Dumnezeu, și ascultă-mă, Dumnezeu coboară în camera aia de cămin. Dumnezeu coboară în camera aia în care poate nu e cel mai frumoasă cameră din oraș.
Dar Dumnezeu cunoaște inima ta. Pentru că, repet, ce se întâmplă în timpul rugăciunii e cel mai important. Și mai important de ce se întâmplă cu tine sau în jurul tău, sau chiar și pentru tine, chiar și pentru ceilalți. Ca și pastor am învățat și înainte să mă rog pentru cineva, trebuie să mă rog dacă eu trebuie să mă rog pentru persoana respectivă. Ascultați-mă bine. Dacă vrem să coboare cerul atunci când te rogi tu, va trebui să înveți, va trebui să învăț, va trebui să învățăm. Să știm ce ne rugăm noi să fie în voia lui Dumnezeu. Și vă spun acum, mi-argumentez că poate a fost un picuț prea șocantă pentru voi expresia asta că trebuie să te rogi și înainte să te rogi pentru cineva. Când mergi pentru un om bolnav și te rogi, tu îl cunoști, e prietenul tău. Tu în momentul în care te rogi pentru el, tu rostești poate din dragoste pe care o ai cuvinte pentru el și ți le dorești. Dar vreau să vă spun ce se întâmplă dincolo de baricadă. Omul respectiv, tot ce te rogi tu pentru el, el în neputința lui, în boala lui, în necazul lui, în disperare lui, ia fiecare cuvânt al tău ca din partea lui Dumnezeu. Și de-aia e foarte important ce te rogi. Când stai în rugăciune pentru ceilalți. Pentru că n-am vrea să rostim în rugăciune lucruri care nu sunt din partea lui Dumnezeu. Promisiuni, pentru că am văzut atâția oameni debusolați pentru că au fost promisiuni în rugăciune, în prorocii, în cuvinte din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a avut nimic de a face cu lucrarea. Bun, acum asta a fost numai introducere. În scurt, vă spun și de la început, acum 5 puncte în seara asta, ca să vă liniștesc. Bun, aș vrea să vedem din textul ăsta câteva lucruri foarte practice. Care e rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu? Adică ce ar trebui să se întâmple în mine atunci când mă rog să știu că Dumnezeu e acolo și Dumnezeu binecuvintează rugăciunea mea. Primul lucru e o rugăciune sinceră. Femeia asta vine la templu. Interesant e că avea o penină acasă, avea o penină și la biserică și din păcate e și un fel de iudă găsești și pe la biserică și pe acasă și peste tot și o penină găsești și acum nu mai zic că vă dau poate idei, mă opresc numai la aici. Găsești un om care de fapt să tulbure toată atmosfera faină pe care o ai în tine și pe care o simți că te apropii de Dumnezeu. Și femeia asta spune în fiecare an, și aia e șocul pe care îl avem din textul ăsta, spune Biblia că în fiecare an era la fel. Femeia asta venea bucuroasă la închinare și mergea mai supărată de la biserică decât venea la biserică. Ceea ce e anormal. Normal ar trebui să fie invers. Să vii, dacă îi, să vii supărat și să mergi bucuros, atins de prezența lui Dumnezeu și eliberat. Asta e normalul. Dar femeia asta trăia un an normal. Și a spus femeia asta până într-un an, până azi. Și spune Ana, de aici încolo, viața mea vreau să fie altfel. Eu sunt catalogat în toate felurile, pentru că nu am copii, și pentru Israel atunci și pentru noi astăzi, din păcate erau cârtitori și atunci sunt și astăzi, prejudecăți și atunci și astăzi, și oameni care nu știu să tacă erau și atunci și astăzi, și mă opresc aici. Și femeia aceasta duce stigmatul ăsta după ea în fiecare zi. Și la biserică, și pe stradă, și acasă. Era o singură portiță pentru ea, doar la Dumnezeu, singura nădejde era doar la Dumnezeu. Și spun că ce ar trebui să se întâmple în mine, ca rugăciunea mea să fie ascultată de Dumnezeu, să fie o rugăciune sinceră. Și argumentul pe care am din text e că femeia aceasta când s-a rugat a plâns. Și vreau să notați foarte bine ce vă spun acum. Dragilor, în fața cuiva tot vom plânge. Sau plângem. Sau am plâns. Și vă mai spun un mare adevăr. Cine nu plânge aici, plânge afară. Dar undeva tot plângi. Ca să poți să stai înaintea lui oamenilor în picioare, va trebui să înveți și să învăț să plâng înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că plânsul înaintea lui Dumnezeu nu e o dovadă de slăbiciune, ci e o virtute, e o putere. E o dovadă de putere că recunoști ca bărbat, ca femeie, ca și tânăr, ca și tânără, că recunoști că ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu miraculoasă în viața ta. Și femeia aceasta ajunge la templu și nu mai spune nimic de data asta. Și începe să plângă și în lacrimile ei s-ar putea să contabilizăm foarte bine un mare adevăr că rugăciunea în inimă e mai puternică decât decibelii pe care îi rostim noi, îi strigăm noi de să mișcă numai candelabrele pe biserică. E foarte important ca inima noastră să se schimbe, să se miște, dacă vreți, mai mult decât lucrurile din jur. E foarte important și ascultați-mă foarte bine ce vă spun acum. Și vă spun din experiență, din durerea pe care o am ca și pastor de câțiva ani buni de zile, în care am văzut oameni care aveau nevoie de intervenția lui Dumnezeu miraculoasă acolo. Și atât de greu am renunțat
la părintele Avram, Isaac și Iacov, formulele noastre bisericești, și să intri de rea în momentul ăla în care să spui ca și Bartimeu, ai milă de mine. E momentul ăla în care spuneam acele lacrimi, dar nu lacrimi de astea bisericești, că șterg cu șervețelul la biserică să par tar duhovnicesc acum, ci momentul ăla profund al inimii tale, în care inima ta plânge întâi. Dragilor, orice ochi uscat e o condamnare pentru noi. Repet, de plâns, oricum plângem undeva. Bine ar fi să plângem pentru viața noastră mai mult decât plângem până la firme turcești, abar n-am, nu știu la ce telenovele sunt top acum. Că de undeva tot plânge, ascultați-mă. Și biserica e un loc în care a trebuit să plângem. Biserica e un loc și mi-a plăcut și mă bucur că Adi a menționat lucrul ăsta. Suntem aici să ne rugăm unii pentru alții. Suntem aici pentru că ne pasă unii altora, nu doar ne purtăm de grijă, că îi dai 50 de lei lui unul și gata. Ce omul ăla nu are nevoie de banii tăi, ai nevoie de inima ta. Ai nevoie de rugăciunea ta. Are nevoie de timpul tău. Are nevoie să vadă că cineva îl vede că există în biserică, că e acolo. Nu trebuie să te ia cu un an de zile. Păi și tu ești până la biserică. Da, un an îți place. Serios, mă, nu te-am văzut până acum. Na, bun. E rugăciune sinceră, rugăciune cu lacrimi. E momentul acela în care tăcerea mea înainte lui Dumnezeu, oftaturile acelea în rugăciuni. Povestea un prieten de-a meu că a fost la o biserică, s-a terminat programul de biserică și un frate în vârstă l-a chemat, el era invitat acolo să predice și zice, hai să mergem în birou să ne rugăm. Înainte să plecați, că aveți un drum lung și așa. Și a mers păstorul cu invitatul și cu fratele ăsta în vârstă, în birou. S-a rugat păstorul, s-a rugat celălalt, pe puncte, așa, știi, Doamne, în primul rând, al doilea rând, Doamne, al treilea, al cincilea rând, Doamne. Și s-a rugat fratele în vârstă. Și fratele a început așa. A zis, oh, Doamne. Și-a tăcut. A stat câteva secunde. A mai zis odată, oh, Doamne. A mai stat câteva secunde, așa, au deschis ochii, au crezut că s-a terminat rugăciunea. Și un om mai spune odată. M-a șocat experiența asta. Pentru că îmi dau seama că rugăciunile mele un oftat face mai mult decât zeci de fraze aranjate, jonglate cu verbul, puse pe puncte, cum vreți dumneavoastră. Și ce ne lipsesc în rugăciuni? Acele momente în care vii și spui, o, Doamne, poți să-i spui lui Dumnezeu că îți pare rău când ai făcut același lucru de 10 ani în continuu? Nu știu dacă mai poți să zici că chiar îți pare rău, nu? El știe că abia aștept să faci lucrul înapoi. Și poți să-i spui, Doamne, cât m-am rugat eu să mă ierte Dumnezeu? Așa că ne lipsesc acele oftatori în care vii și spui, Doamne, bă, știți bănuții? Astea-s datoriile? Asta-i viitorul? Asta-i prezentul? În mintea mea. Și doar oftez. Și vii ca și femeia asta și spui, Doamne, deja e prea mult. Sunt câțiva ani. Și pe nina e mai pe nina ca niciodată. Și nevoia e din ce în ce mai mare. Și singurătatea e mai dureroasă și boala e mai greu de dus și banii sunt mai puțini și bullying-ul e mai în floare și bătaia de joc e mai mult și indiferența lui și Doamne, ce-i mai spui atunci Domnului, nu? Și îmi lipsesc mie și poate și dumneavoastră. Acele momente în care vii și spui, Doamne, las de fapt lacrimile mele să curgă. Mers cineva la o biserică unui mare evanghelist din Anglia și a zis, în biserica asta era deja transformată, din păcate, în muzeu, chestia și asta. Și vizitatorul a mers la administratorul clădirii și a spus, unde predica cu tare? Și acolo, de acolo predica. Dar zice, înainte să predice, se ruga. Și cum se ruga el? Și spune aici, venea, punea coatele aici, pe panca asta, și aici se ruga. A venit și vizitatorul, s-a pus, genunchi, știi, postură, tot, la 45 de grade. Tot cotul stâng, prima de cotul drept, poziție. Și zice, fiți foarte atenți ce vă spun acum. Și administratorul, și acum zice, lasă lacrimile să curgă. No, aici e un pic mai greu. Știți? Poziție, tot, aranjat. Dar lasă inima ta să plângă. Și de fapt, lasă lacrimile mele să curgă acum.
că în final astea fac diferența. În primul rând, o atitudine potrivită în rugăciune, o atitudine de sinceritate. Vii înainte lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, așa, cum îți va mai vin? Nu știu dacă v-am mai spus întâmplarea asta, dar vă mai spun că e un pic așa foarte relevantă pentru treaba asta. După seara de evanghelizare, au venit cineva și s-a rugat. Și m-a rugat și a zis, frate, zi acum și tu ceva. Zi Tatăl nostru, zi ceva. Și ăsta zice, Doamne, asta era ambior. Doamne, vin înaintea ta, zice ăsta, eu așteptam acum să zică ceva. Doamne, vin, zice, ca o cizmă. Așa viu. Măi, fraților, și eu am râs. Dar așa sinceră rugăciune eu n-am mai auzit. Și Doamne, totuși eu vin cu costum nou. Doamne, vin cu atitudini. Doamne, vin cu proiecte. Vin cu implicările mele. Și ăsta vine și zice, Doamne, ca o cizmă vin. În Bihor, ca cizmă ești praf. Deci ultimul. Deci levelul cel mai de jos. Nu poate fi mai jos. Adică nu există numărotare mai jos. E cineva în Bihor pe aceea. Nu mai os. Da, lască-ne. Oh, frate, mărit să fie, Doamne, am curaj atunci. Mă înțelegi atunci. Dragilor, primul lucru, și aș vrea să-l notați bine în inimă. Eu nu am pentru voi. Poate sunteți pentru început aici, în orașul ăsta, de ce mai multă nebunie. Când te rogi, fii sincer în rugăciune. Cu alte cuvinte, să crezi și tu ce vrei. Să crezi și tu ce te rogi. Numărul 2. Foarte important în text, dacă ne uităm un picuț mai jos. Ana spune, se ruga, plângea și a făcut o juruință. În al doilea rând, o rugăciune notată. E o rugăciune însoțită de o promisiune, de juruință. Și asta îmi place foarte mult. Și ia fii atent ce spune. Și spune, dacă tu vei privi la mine, la nevoia mea, tot ce am eu mai bun, îți dau înapoi. Dacă tu îmi dai feciorul ăsta, și apropo, ea știa să se roage, nu, Doamne, ce vrei tu, Doamne, și apoi dacă ne dă Domnul ce vrea el, nu-i bine. Femeia zice, vreau copil de parte bărbătească, vreau așa, cred că s-a rugat și dacă să fie blond, cu ochii albaștri, nu știu dacă s-a rugat toate, dar în detaliu s-a rugat. Și zice, vreau asta. Și vreau să spun ceva, Doamne, dacă mi-l dai, eu ți-l dau înapoi. Dar aici îmi place foarte mult. În general, noi ne rugăm și zice, Doamne, dacă tu mă scuzi, mă scap încă o dată de examenul ăsta, de restanța asta. Doamne, din anul întâi te port pe ea și nu poți să te minți școala că din anul întâi te mă joc cu matematica asta, cu habar n-am cu ce vă frământați voi, ce coșmaruri aveți voi. Și Doamne, dacă mă scap de asta, îți promit că dau zeciuială. Asta trebuie să dai oricum. Amin. Bă, cei din speranță trebuie să ziceți amin. Amin. Doamne, dacă mă ajut de asta, dau bani la colectă de două cifre, daci încolo. Amin. Amin. Asta e oricum trebuia. E un bun simț și când ai la colectă, să fie un bun simț acolo. Vreau să vă spun ceva. Noi venim și spunem, Doamne, dacă Tu mă asculți, eu îți promit că... Și spui Domnului care oricum erai dator să le faci, corect? E adevărat sau nu? Îi promiți lui Dumnezeu oricum lucruri pe care dacă erai un creștin autentic, oricum le făceai. Sau trebuia să le faci. Promisiunea trebuie să te doară. Promisiunea trebuie să... Chiar să te doară. Adică nu vii și spui Domnului, Doamne, vreau să îți promit că postez 5 zile dacă asta nu mai mănânc nimic. Oricum în capul tău tu cum vrei să mai slăbești un pic. Și spune Domnului, uite, le îmbinăm, facem două acum, doi în unu. Spune Domnului, nu, Doamne, uite ce facem. Dacă tu îmi răspunzi 3 zile, nu mai intru pe Facebook. O, nu, prea mult 3 zile, că știi, trimit condoleanțe după 3 zile dacă nu apar cumva pe acolo. Nu? Doamne, ce mă doare cel mai mult? Eu aia las pe parte. Fraților, asta înseamnă promisiune. Asta înseamnă să vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, dacă Tu faci asta pentru mine, eu îți promit că ce mă doare cel mai tare, ce-i pentru mine mai drag, dacă vreți, din punct de vedere a cotidianului vieții mele, Doamne, ăsta îl pun deoparte pentru Tine câteva zile, câteva momente. Pentru că vreau să-ți arăt. Vreau să-ți arăt că vreau să fiu și eu credincios promisiunii mele. Câte promisiuni am făcut noi lui Dumnezeu? Le-am făcut. Și vreau să vă spun ceva, Dumnezeu te ia pe cuvânt atunci când faci promisiunea aia. Dar e foarte important ce spui, dar e foarte important să fii atent cu relația cu Dumnezeu când îi promiși ceva lui Dumnezeu, că Dumnezeu te ia în serios. Și vreau să-ți mai spun ceva, te mai ia cineva în serios, știi cine? Diavolul.
Și în momentul în care ai făcut o promisiune lui Dumnezeu, diavolul numărul unu acolo, lângă tine. Și vrea de fapt să amâi promisiunea aia lui Dumnezeu și de fapt să nu intri sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragilor, când faceți o promisiune lui Dumnezeu, spui, Doamne, dacă Tu faci asta, dacă mă ajut să termin și o facultate asta, Doamne, Doamne, dacă mă ajuți pentru minune să termin, îți promit că... Da, dar gândește bine ce promiți. Gândește bine ce promiți. Că Dumnezeu se ține de cuvânt. Problema e un pic de partea asta altă. Femeia asta și spune, dacă Tu îmi dai, eu dau. Eu dau tot ce am eu mai bun. Ce am eu mai drag. Pentru că spune Ana, eu n-aș vrea nici propriul meu copil să se pună între mine și tine. Înțelegeți acum? Doamne, dacă Tu mă scapi, dacă Tu faci minunea asta pentru mine, eu îți promit, dar niciodată ochii mei nu să mai privească la ce au privit, sau urechile mele, sau vorbele mele, sau ce vreți dumneavoastră. Extrem de important. Atunci când te rogi. De fapt, promisiunea asta e ca și cum ai lua un marker și te subliniezi. Tu vii cu 10 cereri înainte lui Dumnezeu, de fapt vii și subliniezi cu marker roz, verde. Și spui, Doamne, uite aici foaia asta. Asta mă doare mai tare, punctul 3. Asta e. Ca și Ezechiel de dată vii și iei scrisoarea, o știi și tu, o știi și Dumnezeu. Dar zici, Doamne, n-ai vrea să o citim împreună? Sanherib e aici. Chestiunea e doar de câteva momente, câteva clipe. Și aici doare cel mai tare, să știți. Că știi că în 15 să dai rata, în 15 să mergi, în anumită zi aia. E momentul în care mergi la analize și ăla e cu cruce roșie în calendarul tău. Spuneam în ziua aia, n-ai vrea să o citim împreună? Bun, numărul 3. E rugăciune pe care o crezi tu, e rugăciune cu însoțită de promisiune și spune Biblia că femeia aceasta face câteva afirmații în versetul 11 și asta e o chestiune foarte importantă. E o rugăciune smerenie. Ea vine și spune, dacă vei privi spre roaba ta. Am accentuat și mi-am pus în gând punctul ăsta, pentru că trăim o vreme destul de ciudată în care noi în rugăciuni parcă îi poruncim noi lui Dumnezeu și îl trimitem pe Dumnezeu și îl adunăm pe Dumnezeu și îl facem și trecem. Nu, dragii mei, e timpul să recunoaștem că cine se roagă înțelege că are nevoie de rugăciune mai multă, corect? Mulțumesc, Damin. Amin. Dragii mei, asta înseamnă smerenie. Pentru că nimeni, dar nimeni din prezența Domnului n-a mai mers cum a ajuns acolo. Dar nimeni. Ce înseamnă să te rogi în smerenie și spui, Doamne, dacă se întâmplă minunea asta, vreau să spun ceva. E tot harul Tău. Amin? Din păcate cunosc atâția oameni care spun, noi, m-a rugat eu, am făcut eu și că m-a rugat eu și... În fine. Dacă se întâmplă minunea, e tot harul Lui. E tot harul Lui. Că și pastor vin oameni la tine și te întreabă, dă-mi un secret pentru căsătorie, dă-mi un secret, pentru... nu există secrete, ascultați-mă. Există o trăire cu Dumnezeu în fiecare zi. Și dacă se întâmplă minunea, și în căsătorie și în afara ei, și când se întâmplă că te căsătorie și tot o minunie, e tot harul lui Dumnezeu. Înțelegeți? E tot harul lui Dumnezeu. Nu că ți-ai schimbat tu freza sau conduci altă mașină. E tot harul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și femeia asta vine și spune, dacă vei privi spre roaba ta, eu n-am alt statut și nici nu intru înaintea ta. Eu, Doamne, care... Ne încordăm noi înainte lui Dumnezeu cu ce facem, cu ce dregem, cine suntem noi, fraților. Apropo, asta e și unul de motive pentru care în genunchiem în rugăciune. Pentru că, de fapt, e un moment în care, de bunăvoie și neținit de nimeni, pleci genunchi înainte lui Dumnezeu recunoscând că ai nevoie, că El e suveran, că El e Dumnezeu și că ai nevoie de harul Lui. Și ai nevoie de atitudinea potrivită ca el acest har să-l vezi, să-l simți și să îi simți puterea harului Dumnezeu în viața ta. Repet, cine se roagă, consideră că are nevoie mai multe de rugăciune. Pentru că e ceva frumos rugăciune. Schimbă atitudinea noastră.
Ați văzut oameni care folosesc foarte des și spun Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu a fost, dacă va voi Dumnezeu, așa de frumos parcă sună aceste cuvinte când sau mă duc eu și fac eu și are Dumnezeu oricum umorul lui. Și ori de câte ori am crezut că facem noi și am crezut că rezolvăm noi și dăm un telefon, atunci nu s-a putut, atunci telefonul a fost ocupat, atunci n-ai mai putut, atunci s-a stricat mașina, a stat numai pe roșu la semafor, s-a întâmplat ceva ca să n-ajunge acolo, să-ți arate Dumnezeu încă o dată că fără El nu putem. Datoria noastră ca oameni e să ne smerim ca la vremea potrivită, e o vreme potrivită, ascultă-mă, e o vreme potrivită a înălțării tale, nu sări înaintea lui Dumnezeu. Trăiește în această cadență cu Dumnezeu, tu rămâi credincios, ascultă-mă, Dumnezeu vede credincioșia ta. Dumnezeu vede dorința ta de a-L sluji și dacă au depășit, ești dincolo de ani, să uită oamenii la tine altfel, vorbesc altfel despre tine, aștepta să se întâmple ceva în viața ta, nu s-a întâmplat, aștepți tu asta de ani de zile, ascultă-mă ce spun. E o vreme în care Dumnezeu toate le face frumos la vremea Lui. Și smerenie înseamnă să taci și aștepți în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Și să-i spui, Doamne, dacă va veni vremea aia și când va veni vremea respectivă, e tot harul Tău și binecuvântarea Ta. Eu n-am să uit asta niciodată. Nu pentru că părinții mei, nu pentru că eu am știut eu, nu pentru că am fost eu, nu pentru că diplome pe care le-am lipit pe perete în spatele scaunului meu de la birou, nu astea îmi validează mie puterea, ci de fapt prezența Ta, însoțirea Ta și, Doamne, cuvântul Tău peste viața mea. Împlinit în viața mea. Părinții mei n-au avut o viață tocmai frumoasă și ne-am crescut într-o familie, oarecum zicem noi, cu probleme astăzi. Dumnezeu m-a cinstit și doar nici măcar n-am visat anumite lucruri pe care le-am primit astăzi. Nu pentru că le-am câștigat eu, nu pentru că am știut eu să mă descurc, nu pentru că am avut telefoane de dat, ci a fost harul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, vă rog. Și dacă e să fim onești toți în seara asta, cele mai importante lucruri pe care le ai, cele mai valoroase lucruri pe care le ai, și material, putem include și domeniul material aici, sunt lucruri pe care le-ai primit, nu le-ai cumpărat tu. Sunt lucruri în care Dumnezeu te-a cinstit și m-a cinstit. Pentru că de fapt a văzut ce se întâmplă în cămăruță și Matei spune exact același lucru. Tu te rogi în cămăruță și Dumnezeu îți va răspunde tot în cămăruță. Știți care e datoria noastră în smerenie? Să ieși din cămăruță și spui harul lui Dumnezeu. E un paradox pe care n-am cum să-l înțeleg. Atunci când o ducem greu, urlăm de ne aude tot satul, ne aude tot cartierul. Dar când Dumnezeu a lucrat în dreptul nostru, așa e că tăcem și nu mai spune nimănui? N-ar fi normal, dragilor, să fie invers? N-ar fi normal atunci când treci prin necaz să știi cât mai puțini oameni, dar oameni adevărați ai rugăciunii, problema ta și să strigi la Dumnezeu acolo în cămăruța aia? Și când Dumnezeu îți răspunde, că de răspuns oricum răspunde, că nu ne place nouă răspunsul, e altă treabă, dar oricum Dumnezeu răspunde. Și când Dumnezeu face minunea aia în dreptul casei tale și a vieții tale, atunci ar trebui să urlăm să ne audă tot cartierul, amin? Atunci ar trebui să mergem pe stradă cu porta voce, să spui tuturor ce mare-i Dumnezeul tău. Nu-i un paradox că le-am inversat lucrurile astea două? În care doar strigăm cât de greu e, cât de rău e, cât de nevoia suntem noi și când Dumnezeu te cinstește și te binecuvintează, tăcem și ne bucurăm numai noi. Chii de mușa, nu cumva să mâncești cineva din ce am primit noi. Bun, numărul 4. Nu știu dacă se... Da, mă opresc în mine. Bun, numărul 4. E o rugăciune cu perseverență. Spune Biblia că femeia asta s-a rugat până când a tras-o Eli de mânecă și a zis, mă, femeie bună. Dar noi se roagă altfel. Aici la noi, în biserică, trebuie să ai altă rugăciune. Acum, în atitudine, trebuie să ai poziție, trebuie să ai debit, trebuie să ai grijă și când te rogi, nu cumva să faci vreo cacafonie, nu? Atunci când te rogi, trebuie să fie totul aranjat. Și femeia iese din tipar. Și spune omul ăsta, vă dați seama dacă face afirmația asta, ce se întâmpla pe la templu? Tu te zici că ești beată. Vă dați seama cam ce se întâmpla, da? În fine. Și zice, mă, de aici, te trezești, după aia vii la biserică. O, zice, nu. Hai să-ți spun ceva. De fapt, femeia asta vine și... Dar eu seama că ea l-a dus pe Dumnezeu în biserică atunci, știi? Și vreau să spun ceva Eli.
Nu-s beată, ci doar vin înainte de Dumnezeu cu inima mea. Acolo, lângă stâlpul ăla din biserică, împroptită de stâlpul ăla. Și femeia nu se oprește până când Dumnezeu nu-i răspunde. Cât durează să mărșăluiești în jurul țeidului Ierihonului, s-ar putea 20 de ani, 30 de ani. Pentru că, ascultă-mă, Dumnezeu nu-i chelner, numai diavolul-i chelner. Ai pușcat în deget și trebuie să vină, nu? 3 zile de post, băgăm 3 zile acum de post, rapid, Dumnezeu răspunde, băgăm 5, deja ar trebui, în a 5 o să răspunde, numai până a 2 zi, dar a 7, deja vorbim de sfinți, numai. Ascultă-mă, numai diavolul-i chelner. Numai un pic, el apare acolo imediat. Te servește cu ce vrei tu. Păi nota de plată e altceva. S-ar putea să nu-ți placă. Ascultă-mă bine în seara asta. Perseverență înseamnă să fii perseverent în credincioșii și în rugăciuni. Repet, să nu uitați asta. E ce mai important ce se întâmplă în timpul ăsta în care te rogi, ce se întâmplă în tine, decât pentru tine. Că noi zicem, mă rog de 3 ori, de 5 ori și ar trebui să se întâmple. Nu mai fiind pe 2-3 mai sfântoci așa pe lângă tine, imediat ar trebui să coboare din cer, să se întâmple minuni. Și zice Dumnezeu, mă, oameni buni, voi nu înțelegeți de fapt că ia rugăciunea de fapt vă unește? Nu-i lucru frumos să-ți dai seama că ai un cer de rugăciune și ai o problemă și un necaz și te rogi pentru cineva o săptămână, 2, 3, o lună, 3 luni. Și după alea 3 luni se rezolvă problema și voi s-a întâmplat ceva între voi, ei 5 sau ei 3 pentru care v-ați rugat? Și îți dai seama că Dumnezeu v-a unit de fapt în duh înainte și după aia fizic și unul cu ceilalți, pentru că mai importa, un dragilor, ce se întâmplă între noi decât ceea ce rostim noi în rugăciune. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îți schimbă inima și rugăciunea ta va fi schimbată, când Dumnezeu îți atinge inima și atitudinea ta în rugăciune va fi schimbată și rugăciunile vor primi răspuns într-un mod miraculos. Nu pentru că te rogi tu, ci te rogi în voia lui Dumnezeu prin ceea ce Hristos a făcut în tine și prin salvarea pe care ai avut parte la Golgota. Și când înțeleg lucrurile astea, e o onoare pentru mine să mă rog. Și când înțeleg lucrurile astea, nu mă rog eu să mă vadă toată lumea, nu mă pun la colț de stat să vadă cât îți dă sfânt eu acolo, ci nu, de fapt, orice moment al rugăciunii mă duce pe mine cât mai în spate și Dumnezeu cât mai în față. E timpul, fraților, ca și creștini, să facem un pas în spate, că prea mult ne vedem noi. E timpul să se vadă Dumnezeu mai mult în noi, cu noi și pentru noi și în jurul nostru. Și asta face perseverența în rugăciune și asta face că stai în rugăciune fără timp, aruncați telefonul, nu știu, abar n-am, alarme. Astea sunt valabile dacă bei... Știți, e ciudat. Ne punem ceasul să ne rugăm 3 minute, dar bem o cafea, tot vorbim cafeaua aia o oră. Schimbați invers. Dă-o pe gât rapid cafeaua aia în 3 secunde și ai terminat cu ea, ai rezolvat-o rapid și stai o oră în rugăciune. Și îți garantez că viața ta va fi alta. Fii un om care să începi ziua cu Dumnezeu și o sfârșești liniștit și poți dormi. Și dacă n-ai dormeau acasă, dormi liniștit. Dar dacă nu, ascultă-mă, dacă începi fără Dumnezeu, o sfârșești fără Dumnezeu. Și toată noaptea tot buhăim pe toată casa. Ne trezim mai obosit. N-ați observat că suntem din ce în ce mai obosiți, că ne trezim mai obosit decât ne-am putut seara să ne culcăm? Dragii mei, e un scurt circuit undeva, ceva s-a întâmplat, am pierdut pacea, am pierdut... Ideea că Dumnezeu, oricum e El Shaddai, un Dumnezeu tot puternic, pe tronul universului, dar și tronul vieții tale. Și tronul familiei tale. Și asta e în perseverența aia în rugăciune în care vii și spui, Doamne, vreau să spun ceva. Și sunt 3 persoane la care trebuie să spui lucrul ăsta. Și prima e Dumnezeu, diavolul și tu. Trebuie să spui, indiferent că mă duc în concediu, indiferent ce fac, Doamne, vreau să spun ceva. La ora 6, mâine dimineață, eu sunt acolo. Nu știu ce se întâmplă cu mine ziua de azi, nu contează, dar vreau să spun ceva. Eu mâine dimineață, la ora 6, eu sunt acolo. Faceți-vă un loc al prezenței lui Dumnezeu și iertați-mă că poate exagerez, dar nu prea. E foarte important și în casă să faceți un loc al prezenței lui Dumnezeu, chiar și fizic. Să spui, Doamne, acolo când tata merge în colțul ăla, să așează pe scaunul ăla, citește de Biblie, parcă atunci tot sprungi vin peste tine, frate, zici că vin turcii peste tine. Nu, spui, mă, când tata e acolo, lăsați-mă, mă rog. Pentru că e ceva, ascultați-mă foarte bine ce vă zic. Tot ce se întâmplă în jurul casei sau în casă, în afara casei, depinde de ce se întâmplă în locul ăla. Dacă locul ăla suntem falimentar, toată casa e doar o chestiune de timp cât falimentul va fi în casa respectivă. Frații mei, oamenii care se ceartă astăzi, oamenii care nu mai se împacă, oamenii de mult nu s-au mai rugat împreună. Oamenii aceia, n-ați văzut că trăim o generație în care nici măcar ne rugăm, nu mai putem împreună și fiți foarte atenți, notați ce vă spun acum. Doar cei care se roagă împreună vor rămâne împreună. Doar cei care se roagă împreună vor rămâne împreună. Și numărul 5 și mă opresc. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu, atitudinea rugăciunii, rugăciunea care schimbă viața noastră.
Femeia asta s-a rugat, a primit binecuvântarea lui Dumnezeu și când s-a ridicat femeia aia de acolo, când a plecat America și spune Biblia că fața ei n-a mai fost aceeași. Dacă îmi dorești ceva în viața mea, în viața dumneavoastră, atunci când ne ridicăm de pe genunchi, oamenii să vadă lucrul ăsta. Să simtă asta, când tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Tu te-ai rugat, nu știu câte, nu contează câte minute, cât de profundă a fost rugăciunea aceea, pentru că Iorga spunea că de fapt tăcerea spune mai mult și urlă mai tare decât cuvintele noastre sau ceea ce putem să spunem noi. Rugăciunea pe care o ascultă Dumnezeu, rugăciunea care te schimbă. Fața ta nu-i mai la fel. Pentru că, de fapt, inima ta nu-i mai la fel. Și dacă aș vrea să mi se întâmple ceva mie, de fiecare dată și vouă, și vă spun înainte lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea, e că atunci când ne rugăm, să ne lăsăm transformați de El. Și atunci când ne rugăm să vorbească El mai mult decât noi în rugăciuni. Atunci când ne rugăm, de fapt, să cerem harul Lui peste noi și călăuzirea Lui în rugăciuni. Pentru că de rugăciunea ta, ascultă-mă, depinde binecuvântarea sau blestemul casei tale, a generației care vine după tine. Tu nu ești oricine. Uitați-vă la oamenii din Biblie care s-au rugat, au fost oameni care oriunde au mers, Dumnezeu spunea, Dumnezeu a fost cu el. Dacă a ajuns în Babilon, nu contează, Dumnezeu a mers cu Daniel în Babilon și Dumnezeu a schimbat Babilonul prin Daniel, pentru că omul ăsta s-a rugat, e adevărat sau nu? Iosif a ajuns în casa lui Potifar și binecuvântarea a curs peste casa asta. Știți de ce? Nu pentru că Potifar era mai Potifar ca altă dată, ci pentru că omul ăsta a adus un om al lui Dumnezeu în casa lui. Tu nu ești oricine, tu ești omul lui Dumnezeu. Tu îl porți pe Dumnezeu, tu când mergi la spital, tu nu mergi în numele tău, tu mergi în numele lui Dumnezeu, tu mergi cu Dumnezeu la spital. Când te rogi, tu nu te rogi cuvinte de la tine, de-aia am spus, e foarte important să ceri călăuzirea lui Dumnezeu când te rogi, să rostești cuvintele lui Dumnezeu peste persoana respectivă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să înțelegem că Dumnezeu răspunde încă rați la rugăciuni. Problema e să ne întrebăm, oare cât de dispus sunt eu să cred ce am, mă rog? Să sacrific pentru rugăciunea, să mă coste rugăciunea asta ceva? Să fiu perseverent în rugăciune? Să fiu un om care să las ca rugăciunea să mă schimbe pe mine, să-mi schimbe întreaga viață. Să fiu un om care când mă ridic de pe genunchi, să văd că am cea mai frumoasă soție acasă, am cei mai buni copii, că-s binecuvântată Dumnezeu. Oricum noi românii, e spor național de nemulțumire la noi. Vă spun eu, după ce te ridici pe genunchi, după ora aia de rugăciune, mai te rogi o oră, după două ore de rugăciune, îți garantez eu că nu mai ai chef să strigi nici la prunci, nici la nevastă, nici la bărbat, nu mai ai treabă. Când ora aia ți-a arătat Dumnezeu că ai mult de schimbat aici. Și nu mai ai timp, și nu mai ai chef să schimbe nimeni, ci de fapt tu trebuie să te schimbi. Amin. Amin. Cântăm o cântare? Hai să cântăm o cântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să știți că fața României se va schimba când noi, pocăiții, ne vom bucăi mai mult. Și ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu mai mult. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute Domnul pe toți. Să fim oameni care să ne rugăm când ne rugăm. Amin.